Secția de cobaltoterapie intră în modernizare, astfel bolnavii de cancer vor putea beneficia de aparatură nouă și modernă. Consilierii județeni au aprobat astăzi în ședință raportul preliminar cu privire la modernizarea și dotarea buncărului de iradiere din compartimentul de cobaltoterapie al Spitalului Județean de Urgență. În județul Bacău, 7.000 de persoane au nevoie de serviciile secției de cobaltoterapie. Vorbim de aproximativ 4.500.000 de euro pentru realizarea acestei investiții. Este un obiectiv pe care noi trebuie să realizăm într-o formă sau alta. Am încercat pe parteneriatul privat, încercăm acum pe concesiune de lucrări publice. Din bugetul, realizarea acestei investiții exclusiv din bugetul Consiliului Județean, acest lucru este mai puțin posibil, suma este foarte mare. Concesionarea va fi făcută pentru o perioadă determinată. Dacă perioada de concesionare a acestui serviciu este maxima admisă de rețet, adică cei 49 de ani, un echipament nu funcționează 49 de ani, el având și uzură morală și uzură tehnică. Și atunci, ori scurtăm perioada de concesionare a serviciului pe 10 ani, pe 6 ani, pe 7 ani, rezervându-ne opțiunea ca la data respectivă să refacem acest parteneriat public-privat, sau prin caietul de sarcini fixăm niște criterii de departajare. Perioada de concesionare nu susținem să fie 49 de ani, undeva aici ai scris la 20 de ani. Perioada de concesionare va reieși din acea documentație care urmează să se elabora. La acest tip de instalație, durata în contract cu casa de asigurări este 10 ani. Și în general, tomograf tot 10 ani se susține în legislație. Cu caietul de sarcini se vor armoniza toate aceste elemente de ordin tehnic. Potrivit normelor Uniunii Europene, un buncăr de iradiere ar trebui să deservească 1.000 de locuitori. În regiunea de nord-est este doar un singur aparat funcțional la Iași. Laboratorul de radioterapie asigura tratament pentru pacienții atât din județul Bacău cât și din alte județe, respectiv Neamț, Vaslui, Vrancea, Suceava, Botoșani. Desigur, opțiunea noastră a fost pentru un echipament modern de radioterapie care să permită tehnicile moderne de tratament. Consilierii locali au ridicat și problema celor care nu își permit, din punct de vedere financiar, să beneficieze de aceste servicii. O singură problemă aș pune, și anume aceea măsurilor asigurătorii pentru pacienții cu posibilități materiale modeste și la cei pacienți care nu au bani să aibă acele șanse ca și cei care au bani. Cred că soluția constă în a dirija din bugetul național o sumă îndestulătoare conform tuturor indicatorilor de sănătate ca să cuprindem pe toți pacienții. La licitația pentru realizarea modernizării și dotării buncărului de iradiere din compartimentul de cobaltoterapie al Spitalului Județean de Urgență s-au înscris 3 firme. Practic, de mâine, Spitalul Județean de Urgență poate să demareze procedurile prevăzute de lege, de ordonanța 34, pentru concesionarea lucrărilor publice la secția de cobaltoterapie. Autoritățile județene speră ca lucrările la compartimentul de cobaltoterapie să înceapă în această vară și să se finalizeze până la sfârșitul acestui an. Despre acest subiect discutăm cu președintele Consiliului Județean Dragoș Benea. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Care este obiectivul acestui proiect? Obiectivul acestui proiect este de a moderniza secția de cobaltoterapie cu surse private. Vorbim aici de o sumă de aproximativ 4.500.000 de euro, bani pe care Consiliul Județean nu i-a avut în toți acești ani. Nu i-are nici în acest an, dar trebuie să găsim o soluție pentru cea mai mare nerealizare din sistemul de sănătate al județului Bacău. Se știe foarte bine, secția de cobaltoterapie a județului Bacău este închisă din iunie anul trecut. Practic toți cei care au probleme cu cancerul, cei bolnavi de cancer în județul Bacău, și nu sunt puțini, sunt peste 7.000 de oameni, nu mai pot beneficia de tratamentul minim care se asigura până în 2011 în municipiul Bacău, trebuie să meargă acum la Iași. Se știe foarte bine, aparatura de cobaltoterapie, de la secția de cobaltoterapie, era depășită fizic, moral, din toate punctele de vedere, practic n-a mai fost avizată de CNCAN și acum această secție este practic mai închisă. Mai exact, ce va cuprinde noua secție de cobaltoterapie? Noua secție în primul rând, va fi modernizată secția de cobaltoterapie și va fi adus aparatură nouă. Aparatură de radioterapie. Noi nu dispuneam de echipament de radioterapie
și, bineînțeles, achiziționarea și instalarea unui accelerator liniar de ultimă generație care să trateze bolnavii de cancer din județul Bacău, așa cum sunt tratați ei peste hotare. Deci se modernizează secția existentă, și se achiziționează aparatură de ultimă generație. Practic nu se demolează nimic, nu se face altceva mai mare sau mai așa, ci pur și simplu secția de astăzi va fi modernizată, dar aparatura care va fi achiziționată acolo va fi de ultimă generație, aparatură de radioterapie și aparatură de cobaltoterapie, de tratament pentru cei bolnavi cu cancerul. S-a întocmit și un raport preliminar cu privire la modernizarea și dotarea secției de cobaltoterapie. Care este concluzia acestuia? Concluzia ne spune încă o dată că din sursa exclusiv bugetul Consiliului Județean nu se poate face, suma este foarte mare, 4 milioane de euro. Am identificat soluția concesionării de lucrări publice. Mai era varianta parteneriatului public-privat, dar nici în acest moment în România legea parteneriatului public-privat nu este operațională, nu sunt publicate normele metodologice, nu putem merge pe acea lege și încercăm pe concesiunea de lucrări publice, practic cu banii unui investitor străin, să realizăm acest obiectiv, repet, de aproximativ 4 milioane de euro. Practic, firma care va câștiga licitația va finanța integral această... Va finanța integral această investiție și, bineînțeles, își va recupera investiția în timp, pentru că acesta este principiul. Trebuie să-și recupereze investiția oamenii. Ce este îmbucurător este că sunt până acum 3 scrisori de intenție, deci 3 firme din străinătate, Italia, Spania și Germania, dacă nu greșesc, care vor să liciteze pe acest proiect. Deci va fi o licitație internațională, aș putea spune, care va trebui câștigată de cineva care va realiza această investiție cât mai repede. Cine sunt beneficiarii acestei secții? Mi-aș dori să nu fie nevoie să apelez la serviciul unei asemenea secții. Sunt cei care au probleme cu cancerul, cei care trebuie să-și trateze cancerul și cei care trebuie să-l depisteze. Deci, practic... Vor plăti aceste servicii? Cu toții s-ar putea să apelăm la serviciile acestei secții, pentru că e bine din când în când să mai facem și control și să-l depistăm din timp, să nu ajungem în ceasul, ultimul ceas la tratament la cancer. Preconizați un termen când vor începe lucrările pentru această secție? Da, deci noi astăzi am aprobat procedurile de concesiune, de licitație. Durează maxim două luni și jumătate de licitația, deci undeva la 1 iulie ar trebui să înceapă lucrările acolo și să termine până la finalul anului. Asta sigur dacă nu ne vom încurca în proceduri, în contestații, în fel de fel de alte... Îmi doresc să se termine cât mai repede această investiție. Repet, este cea mai mare nerealizare a mea ca președinte al Consiliului Județean într-un domeniu sănătate unde noi tot am investit. Ba la maternitate, ba la pediatrie, ba la chirurgie, ba la unitatea de primire urgențe, ba la oftalmologie, am făcut investiții. Dar această secție de cobaltoterapie, repet, pentru această secție nu am găsit banii necesari, suma este foarte mare, aproximativ 200 de miliarde de lei vechi. Sperăm să o facem din bani privați. Să sperăm că se va finaliza la timp această investiție. Astăzi, în cadrul ședinței, s-a discutat și despre firma care efectuează transportul persoanelor în comun din Nicolae Bălcescu. Da. Care este situația în acest moment? Situația în acest moment este la fel ca în ultimii ani. Cei de la grupa TIC își fac treaba, dar și-o fac prost, în bătaie de joc față de cetățenii, peste 1500 de cetățeni din Nicolae Bălcescu. Cu dânsii suntem din punct de vedere juridic în instanță, pentru că noi eram retras licența de traseu încă de anul trecut. Suntem în instanță, ne judecăm la Dâmbovița, pentru că această societate este din Dâmbovița și înțelege să ne târie în fel de fel de procese. Noi astăzi, practic, am aprobat un proiect de hotărâre prin care acordăm o licență de traseu specială pentru o societate de transport public din Bacău, care să transporte la timp și la capacitate normală pe cetățenii din Bălcescu către Bacău. Această cursă va trebui să devină operațională începând cu data de 26 martie. Practic, a trebuit să inventăm o soluție pe lege cât putem, în condițiile în care, repet, cu această societate grupa TIC suntem în instanță și nu-i putem scoate de pe acest traseu și dânsii nici nu vor să se, din câte înțeleg, nici nu vor să se retragă de pe acest traseu. Mulțumim pentru aceste informații și vă mai așteptăm. Deci cu alte cuvinte, ca să concluzionăm, oamenii de la Nicolae Bălcescu de pe 26 martie ar trebui să aibă parte de un transport civilizat din partea Asociației Comerciale de Transport Public și să scăpăm odată pentru totdeauna de acești domni de la grupa TIC care ne mai fac probleme, s-a discutat și astăzi, ne mai fac probleme și în alte părți. Cu siguranță oamenii au înțeles mesajul din